premiere conține sute de juri, de scene și tot fel de obscenități, rostite fără scenariu pe moment, de calitate, eficiență și necesitate discutabilă. Ce este primul și singurul avertisment, continuați pe risc propriu. Salutare de vară și bine ați venit la un concert de World of Tanks pentru români pe Mecoana, pe Mecoana, pe Lora, adică eu. De data asta sper că volumul la microfon să fie pregătit. În urmă m-am gândit că mai bine dau eu volumul mai tare la microfon și după aia dați voi volumul mai încet la video. Comparativ mai ales cu volumul la baterie. Oricum o să mă uit după bateria asta să văd dacă tot merge și e potrivit sau dacă mai trebuie să creez volumul sau să mă scap volumul, deși aș prefera să merg mai mult pe ridicarea la volum. Asta dacă nu se aude excreabil și în cazul în care trecem înapoi la fire și scoci. În altă ordine de idee, îmi cer scuze că n-am făcut upload-uri mai dese, dar știți voi. Sunt în perioada de... Sunteți în meta de clădire. Perioada de încă probabil posibil muritor de foame, deci trebuie să fiu atent la ce fac, da? Ce-ar fi să stăm noi aici? Să prindem amicul. Nu atunci mare. Nu da mine! Nu da mine! Oh, ai făcut bounce. Au, ăla n-a făcut bounce. La pizda mătii. Credeam numai track. Dintr-o lovitură deja mai avem 2-3 din hit points-ul noastre și n-avem nimic în stânga. Avem niște tier 7. Că de ce să avem noi echipă bună în partea asta noastră? Cum putem să avem retardus? Care habar n-au să se plaseze. Ok, dați-vă și voi în spate cumva, nu știu de ce dracu stați voi acolo să vă... să muriți. E75 contra... E75 stă să ia în gură cu ăia toți. Cu toți ăia. Asta stă în gură. Asta o să dea mașalier și nu. Da, putem să fugim undeva. Bă, zi treiu! Zi treiu! Vrem după case. Nu dar rămân casele, că vrem casele să ia mai multe lovituri pentru noi. Este 3-u! Este 3-u! Bă! Ok, era să-l înjur, dar s-a întors. Stați după bătălie, o să vă dau și un mesaj pentru cei care au nevoie de un mesaj. Ok, Daniel! Perfect. Topule! Sincer, în situația asta mă ascund de tine și dau un Isu, că Isu moare mai de te măta! Te pizda mă, si s-a dus tu, nu bă! The fuck? Oh well. Trebuie să verificăm volumul la microfon. Dar da. Nu-i de ajuns. Microfonul trebuie mai mult volum să aibă și da, a avut dreptate și mi-a informat că a început să scadă rata de victorie. 5.6.01. Asta îmi trebuie dacă joc în weekend-uri și seara, ca acum. De pua mea. Deci da, am crescut iar microfonul la... volumul la microfon, microfonul la volum. Trebuie să fie destul. Dacă nu, vedem. Adică chiar acum, de ce nu? De ce să nu verificăm chiar acum? N-am idee ce e click-ul ăla sau de, dar e acceptabil. Merge, poate. Nu știu, probabil e mouse-ul. Sau altceva. În fine, mesaje pentru popor. TMGGaming.ro Gaming.ro Crazy Gamer? Parcă... mi-a atras atenția că prietenul lui nu mă consideră cine știe ce. Și m-a rugat să-i înjur din partea lui. Nu o să fac asta, nu înjur oameni pe care nu-i cunosc. Sau care nu mi-au dat un motiv să înjure ăsta. Doar că nu mă consideră cine știe ce, nu e un motiv să înjur oamenii, dar... după aceeași temă... ia băi... general de fotoliu, luptător de canapea, steațurile la inspecție, să vă văd. Și dacă până absurd aveți steațurile mai mari ca mine, ce mânduiesc. Atunci să vă văd ce bine jucați voi cu 20 de frame-uri în timp ce faceți comentariu pe view. N-a zis nimeni că-s corect. De ce să vă da, de ce să fac o luptă corectă la așa ceva? Bun, și cu asta termine cu mesajele pentru popor de data asta. Și da, mi-am făcut un canal special, doar ca să am mesaje pentru popor. Am pierdut? Click, 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 click. Apropo, mi s-a terminat premiul. Deci clar, nu o să mai joc atât mai des. 4 shoturi penetrate, una fără damage, 530 damage,
Premii 6. Bravo echipe, avem echipe, avem valoare, o pulă! N-avem echipă, n-avem valoare și nici noi nu suntem cei mai tare. Dar măcar în parcare... Aaaa, am pierdut toată rima și... Ce-i zboa, că nu știu să cânt? Dar, nu știu de ce dracu, tot scot că... Chiar că cadă totuși. Are o depresie oribilă, are o armură de tot căcatul și mobilitatea nu e grozavă. Rupe, 122 la mobilitate. 38 de kilometri, abia, uite bă, 122 era la 45 pe aici, probabil. Nu mai țin minte. Ah, și nici damage-ul nu e grozav și nici penetrarea nu e grozavă, de asta l-am văzut prima oară, dar l-am luat, era la ofertă. Am vrut să am ceva. Hai te-n mata, te uiți unde mergi, trebuie tu să te cațări pe dealuri și pe munți și pe... Și pe altceva, în fine. Nu, vine înapoi, văzăule, că-i tirnau și n-am ce altceva să omor. În numele Tatălui și a Sfântului Duh. Nimic. Alu Bansu Măti. Deci da, de asta n-am pus videouri și de asta nu o să prea pun videouri, printre al faptul că am rămas fără zi de... Mouse, te mici, bă, că de-aia ți-am luat gamepad în... din utier pe care nu prea vede unul de mouse. Aaaa, te-ai băgat după polofan! Că, ce așa, nu poți terminez, dar... Nu face asta, ba face asta, de ce să nu facă damage? Damage-u! Dar da, pentru că... șanse... Trebuie să spui că chiar l-am penetrat? Mă, tu mă minți! RNG, baby! Mai e la acolo, adică unde puteam să ducă? Muniție... Nici muniție nu prea avem. De ce să avem muniție pe un tank care trage rapid și... N-are... Aten, mă, dacă așa dai tu după-i tankuri... Bine, n-am echipajul lui la 80%. 86%, pentru că n-am mai avut echipaje. Echipajul de pe ISU a ajuns peste I. Și mie o lene să mut echipajul după 122-44, că îmi place mai mult pe 122-44. Să zicem că nu fac min-maxing cum ar trebui și nici grinding cum ar trebui uneori. Dar da, din cauza situației monitor de foame posibil, videouri mai puține, din cauza situației de fără premium și videouri mai puține, din cauza faptului că nervi și echipă proastă, videouri mai puține, deci... Se vede... E acolo nu mișca când dă palora în tine. Damage de 239. Bă, te ștang rusesc sau ce pula mea? Și da, cu game mousepad nu merge la fel de bine, parcă. Poți că e un căcat ăsta micuț, bă, pitic. Mai dai una, unu. Încă întreg. E încă funcțional, mă. Cam așa genial. Poți să câștigăm pe asta, bine, 50 la 50. Retard sau toți. Incompetent sau toți, dar vedem ce se întâmplă. Fai dragă tu, T43 contra T29, Centurion și... Waffen! Waffen! Trigger-ul! Umăta! Și lui Tacto, în pregătire pentru shot-ul care o să mi-l dea de-mi ia 700 de hit points. Un curaj? Ui, ce 75 damage shot. Ok, nu știu pe acolo cu... Titirezul nostru fără armură? Nu, 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 tine, gură, puși... am artilerie, n-am artilerie. Putem să-mi luăm în gură cu una alta. Și tu fugit. Ne va fă-ntregăr. Era unul din voi, bă, să iasă. Aten, bă, ta de gold spammer. Au. Take it out. N-am avut de ales să te am acolo, de aia Tiger cu gol de mine, că e un noob, e mort. Nu e mort, e încă viu. Nu trebuie el încă viu. Gold spammer noob. Ăsta după ce trage? Uite-mă așa. Hai, după tine. Dă-te! Ce ciudat se mișcă turnul pe ăsta. Oh, ai un lag de final. Și vine 75 se întoarce la noi la bază. Câte lovituri mi-a luat? 3. Atâtea. Puteau trebui ca să fiu pe moarte.
Trei lovitori. Mi-am luat una de la Centurion, una de la Tiger, una de la T-43 când am trecut pe aici. Așa e, mă, corect. Cum vrea cu să dea înapoi? Zicea asta când ai enter, zicea, explica acolo. Apa arrow. Dar bine, nu pot să conduc apa arrow când ai enter. Deci, da, trei. Din 4 lovituri, ăsta moare. Ok, te dai de tier 7, băi, știu, de tier 7, s-o văd pal. Căcat. Căcat că teoretic e posibil să fie un... spotting range-ul lui. Putem să-i băgăm o pulă, îi băgăm noi la ăsta în față, nici în veci. Adică cu T29 nu penetrez un E75 în Under Armor. Și la 192 penetrare, îi dau eu cu 170. Nu faceți, bă, cap! Ula mea, așa m-am strălat retardați care habar n-au să joace și fac cheap de fiecare dată. Mea, cu turelă în lateral. Și văzeul ăla e geniu. Da, se bagă în față, s-a dat în spate. O pulă, consumăm muniție, dăm am steel wall la unghi, prea mare unghiul. Spre motor. Învață, băi, engleză, căcat cu ochii inutil ce ești. Ți-e greu să zici în engleză. Dacă, ce ai, mă vezi pe mine că mă înjur în română? Pe voi, în chat mă refer. De asta am cu oamenii care vor. Puteți să vorbiți limba voastră între voi. Nu te apuci, bă, pizdă. De englezi ce ești. Te înjur în română ca să abar n-ai ce zic. Că n-am curaj. Hai de curul meu. N-am curaj să zic în engleză, că poate dracu, ai ceva creier pe capul ăla și vii cu o retorică de mă omori. Nu? De asta să vorbești în engleză. Eu te înjur în engleză, tu mă înjur în engleză, eu te înjur mai bine după aia și tot așa. Discuție, să învățăm engleză amândoi și înjurături și inteligență, da? Nu, bă, te împizda mătii. Și altele. Și ăla zice, fuck you, motherfucker. Și ăla zice, da vai, suca. Și mai departe. Și nu știu, curva, da, polonez cu curva. Da, și noi suntem cu curva, deci. Aia să mai înțelege. Ne-am săturat de asta. Ne-am săturat de asta că ne moare rația, băi. De unde dracu ne moare nouă rația? Aaa, da, că am dat. M-a pus dracu să dau cu Jagdpanzer M100, băi, că... Să fac misiunea misiunilor, băi, tată, băi. Da, îi se dă ucinezesc. Oribil! Leotordu, T1. De curul meu, serios? Sherman Premium, nu Premium, Beta Sherman-ul. Aveam o penetrare de căcat, nu putea să penetreze pe el însuși. La ce armură avea? Numai... Ok, cruiserul, de unde sunt pătrii mici astea, nu interesează, invers atunci, ok, am în sus. 264, pfff, hai de curul meu! Hits, 72-58, serios? Serios, mi se pare că ratează cam jumate din astea. Damage aici pe unul, armor use efficiency, pfff, o pulă. SU-8-ul... Știi ce începem? Unde începem? La 50%? Stai, unde? Doar atâta! Bă, problematic atunci pentru mine ăla. Poate îl joc prea agresiv. Cum am zis cuiva că joacă prea agresiv cu Leopardul, poate așa-l joc și eu. E proprie sigur și-l joc. Ferdinandul 52... Jack Tiger și... 3, 75... Să vezi că e mostul trebuie... 53... Am exit 500, la urăsc am exit 500. Am exit 4, 3 prima, 54, 159, am exit AC48, surprinzător. Jackson, apropo. Ah, era înainte să fie handicap-ul. Ești 51, 55%. 596 de bătălii cu artiller. Și n-am experiență de artiller, să știu eu cât o vor power de artiller sau nu, nu. Type-ul Tiger-ul, Centurion-ul, de la Call-o, 55%. T-150, T-54, acceptabil. Centurionul 1, 376, KV4, 57%, sus 26. E Tiger, King Tiger, bun tank, pe placul meu, precis, cu armură acceptabilă. Are 44, la fel, precis, cu armură acceptabilă, pentru tirul lui, că nu te loveau din colțul hărții, steurile, KV1-urile. T44, 57%, 152, 57%, what the fuck?
Tiger PU, din nou, super armură, super precizie. Type 58, du-te băie că dracu, fac o 58% cu asta, cu oribilitatea. Piei satan, piei. Crusaderul 58%. Las și da. Cred că e după ce am schimbat tunul pe tunul celălalt care trage mai repede. Cel ala mare care dă damage multi, overkill și inutil, fire rate-ul te omoară. Hamalu, încă 176 de bătării costă, nu no, am mai experiență eu cu artileria. 122.44, 59% la 837 de bătării. 29, 32, da, da, oameni care abar n-au să o tragă. T-34-1, surprinzător, Iac Panther-ul 1, din nou surprinzător, Wolverine-ul, și probabil prea puține bătării. Grill-ul, încă 135 aici. Vega 3001P, da, surprinzător, dar mi-a plăcut, după ce l-am luat, mi-a plăcut, era un mediu bunicel. Bine, pe vremea când nu erau chinezi, nu erau britanici, nu erau altceva. 100M1, du-te bă, du-te bă, poate aia, înainte să-l vând prima oară, că acum... T43, ai, suferință altă, satana. Satana cu turnul tău de căcat, da, mai mergea. 85P, Churchill 1, oh, du-te bă. Iese 4. T-252. Ia, yeah, yeah, mai bun decât Hellcat, mai puține bătălie, bineînțeles, dar... Hellc... Banu! Banu! Și o să ne furească în pământ. 500 de bătălie cu Hellcat, nu mai dar niciuna, gata, să fie frumos 500 acolo. Stein 6 la stărație și... Churchill 7! 7! Bă, și bine, fie. Am văzut eu cumva pe aici, la și ce mai e? Mai e ceva mare pe aici? Nu. Și cel mai multe bătălie să luăm așa, sortăm după bătăliile, de ce mă enervează, că sortez după bătălie, dar nu o să mă pune sus, mă pune jos. Hellcat-ul KV-1, ca să facă 51. Hellcat-ul Centurion, mai interesant totuși, dacă știu că pierd timpul și nu vă arăt video, dar mă, îmi zboară și mie gura și facem, unde ești mai? Black, prinsul. Ah, doar 82, dar bătălia trebuie ca să scap de el. Mergi, ok, întoarcem la bătălie. Și uite, așa o să pierd 12 minute când n-ai chef să dai bătălii în seara cu toți idioților ăștia. Toți idioții ăștia, da, știu, nu era lume. Corect gramatical, da. Nu vreau să zic idioților, vieță mă porcule, băi, și mai departe. Există o șansă, nu cu T-34-3-ul la imbecil, există o șansă ca T-44-ul ăla să-i încurce mai mult și noi să avem... Există o șansă totuși ca, cum ziceam, T-44-ul ăla să expună. Tai pe ăla. Tai pe langă mai mult! Apropo, oribil! Pula, piei satană de oribilitate, fantezistă, scoasă de-n cur ce ești. Dita mai prăjina n-aș cu turele de căcat. Dar nu-i Panther, bă, ăsta-i prostie de wargaming. Putem să ne luăm de T-21 ăsta. Dă-i acolo, nu uita, dă Panther-ul în tine. T-25-ul mort. E-25-ul. N-au artilerie, au murit un tier 7. Ok, ne luăm de T-21 și moare. Bun, 152 aici. T-69 este acolo. T-44 nu o să lua foc și abar n-are să se stingă. Ah, dar la unul eu ăla e foarte curs. Dracu, te-a luat pe tine un super pershing. Ăla, ok, ăla. E foarte posibil ca bow-ul ăla să dea cu high explosive. Nu high explosive, gold. Nu? Cum altcumva să vă așteptați la un bow cu super pushing să penetreze la distanța aia un... Panther contra Panther! Câștigă ăla care se vede. Da, bă, bă! Bine că mă vezi tu de acolo, bă! Uite bă că nu dă cu gold. Nu dă încă cu gold. Da? În spate, că ne face spotting crawl-ul. Am pierdut deja un Black Prince, un Amex, un T-44. Su, nu se poate treacă Cromwell, putem să ne luăm un grup cu el, dar ne penetrează. Pentru că e Cromwell, o să fac angling în partea lantă, n-am nici nimic la angling. Uite, pula! Și după aia mă grăbesc cu shot, ok, nu mai pot să stau aici când am backup, când vine Ferdinandul ăla, mor. Ai, du-te în spate, că vine prototipul și... O fi el prostotip, dar prostotipul are tunul mare.
Unde fugi, măi? Cum pula mea, mă, nimeni ești, bă, tu cu tunul ăla? Ten, mă, dar, bă, ce bulana unii. Mi-au nimerit în față și m-au și penetrat cu tunul ăla de căcat. Cum să nu-mi pierzi rația când ai așa bulan? Dă, dita mai acolo, 152 după ce abia se oprește, fără să pune mic taica mea, puf, direct, cu pula mea. Nu? No. Mă luam Felix Motanu. Bă, ce bulana unii sunt, bă. Bă, dar pula mea, mă, o bătălie de tirul meu prin și o zilele astea. Sau odată pe ani de ajuns pentru Palora, nu? Păi. Palora e mare, bă, Palora 5-6% rații, trebuie să care toți imbecilii ăștia cu 46% rații la 10.000 de bătălii. Și după aia trebuie să se descurce cu tirul mai mare, că pula mea, mă, imbecilii ăștia au nevoie de carne de tun ca să bage și ei un pic de damage, să nu se lase de joc la cât de proști sunt. Da, nu. Cine altcineva să-l care pe ăsta decât nu eu și ăsta? Cu super părți, nu știu atât cine altcineva. Mai vezi cineva aici care poate să care ceva? Ia să la 51, mediocri. Care-i fac... Fac și nu fac, îs acolo, dar măcar nu te încurcă. Hai. Te mătă de tu. A, era un bolovan în față. Nu mai contează de tu. Te mătă de tu acum, e bine? Nu impresia că poți mă vadă de acolo, ok. Bă, bine că vii, bă, aici, că tu ești C34, tu ai precizie la tunul ăla. Ești cel mai precis tu dintre noi toți. Ok, ce s-a dus în dreapta? C44, super pershing-ul. Tiger-ul. Centurionul atac în prima linie. Să vede că e băut de 5-6%? Să vede că e băut de 5-6%. Bă, parcă aveai depresie. Căcat, m-am văzut, m-am văzut. Și au două artilerii. Fugi! Fugi! Toată viteza mașalier. În pantă la 30 de km merge, ok. Come Centurion, super pershing-uri, gold spammer. Deci de-aia. Cum să câștigi cu un bow ăla să bagă un Centurion singur în față? Că, nu, asta, bă, asta face Centurionul, mă, Centurionul nouă, lei, care dracu acum e acum, cum e ce? 7-1, Centurionul 7-1 e... Băi, Centurionul 7-1 e heavy, mă. Are armură... Din ce Monster 3 unul are armură pe care o are Centurionul, mă? Okay. Și fire rate-ul, bă, are Centurionul 7-1, fire rate, vai de curul meu! KV2 e mic copil pe lângă el, mă! Dar nu, mă, lasă bagă primul cu el, el... El! Hai, mă, nu vine el, mă? Hai, bă, Centurionul, găsesc-i stole, dar ce echipă de retardați am? Car toți proștii cu artilerii și idioți cu medii, care habar n-au ce înseamnă mediu. Dar măcar ăsta nu sunt și eu. Și da, între Felix Motanu și bulanul lui, care ne merește cu S-152 și mă penetrează, când eu nu stau să numesc cu Jak Panzer, o E-100 să și penetrez tir 7 și bad shot-ul și tot felul de scouts-uri, dar el... Ea mă merește. Și tretarzi ăștia și tot matchmaker-ul de căcat când nu prind o bătrâie de tirul meu, cu dracu să nu-ți pierzi rația, bă, de victorie. Și de asta am pierdut 12 minute, că n-am chef să stau prea mult pe aici. Dacă artileria e ocupată cu ei... Mai tăși, măi. Te plângi acum că ai nimerit cu echipă. Bă, lasă vedea dacă o cam pe după. Te prost mai trag și uneori. Bă, dar nu m-a nălat, dragi! Cam așa în gunmantle lui. Băi, am nimerit de mers pe lângă gunmantle, dar eu cuprit... Mai sus, așa. Cam așa. Deci ăia când nu, când trag animerală, mă nimeresc numai la limită, știi? Deasupra gunmantle lui, un pic în stânga gunmantle lui, în spațiul ăla micuț, dar... Centurion nu, dar eu când pun ținta pe el, pua, numai în gunmantle se duce. În gunmantle sau în șenine, nu? Palora, bă, Palora! Ce aia bulan în jocul ăsta de bulan. Și de asta când am auzit că rog omul să bagă la ce dracu el am. Am 200 și ceva penetrare în pula. Dar nu mă, stai tu acolo și... Și să mă cu el. Asta e mort. Ne retragem. Ne retragem că vine obiectul.
Și nu vreau să mai iau un loc obiectul. Dar mi-e pierdut, aș putea să mă sinuci, dar nu ești genul de prost care face asta. Chiar mă bag în groapă. Știi ce? Hai, tragi tu după ăsta. Nu, pizda mătii de beat, serios, ok, pregătim să reparăm și mine și dacă nu murim din prima sau nu ne fute și motorul în șotul lui. Hai bă, ok, l-a tras. Era înclinat prea mare, dar l-a tras. Ce relație bă, de japonez. Mare ceva în spate. Ok. Invers. Fraiere. Aten, bă, dacă e și bossul acolo. L-o mor pe ăsta. E ultimul lucru pe care îl fac. Nu cred că am damage, l-o mor înainte să mă moară ăștia toți. Să dau în față, unul inteligent, dar degeaba. Nu poți să te întorci la mine, dar te salvează bossul. Că e o echipă de varză. Echipă de varză. Poate te omoară artileria care după nu. Și că eu am penetrare, mă, 269. Nu? Da. Am să pun ținta mai bine, că dacă stau după bow-ul ăsta de auto-aim, fac bounce pe tot, că stai numai acolo de... Unde are ăsta panta cea mai bună? Bzzzt, acolo, perfect! Care M5350? Ah, ăla. Ah, mediocru, nu e loc de mediocru, încă nu am ajuns atât de scârbit de jocul ăsta, sunt mediocru. Bătălie de tirul meu, bătălie de tirul meu o pulă. Retardați top tier, garantat. Da, mai o trebuie să calmă pe toți ăștia. Care am câțiva cu 52%, dar... Ei au un gold spammer, un Easy 3, un Easy 6, care ăștia habar n-au să tragă, să penetreze un Easy 6. Și eu cu 150 damage-ul meu, eu 135 chiar. Trebuie să car toți proștii. Nea. Cu mal cumva, bă, carnivorul ăsta, cum să nu dea bancă din mai în spate. Că la armura noastră penetrează și 12T-ul din față. Că nu, Panther-ul nu era blindat, mă, la vremea lui, nu, deloc. Mai era unul dintre cele mai inovative tankuri la vremea lui, cu un bun și armură bună. Nu, bă, nu, era un căcat de tir 7 care și-o lua în gură de la toți. Nu? Știi, ce știu ăștia, bă, Wargaming? E dragul să stau un tufiș, fii o idee? Vine de 44, trebuie să mă prim, înainte să vină mai aproape să ne facă spot. Bine că stă să schimbe focul cu ăsta. Și bine că noi nu facem aiming time până la capa. Nu că ar conta, că alții cum pot. Da, mai dacă eu nu fac aiming time până la capăt, nu vezi nimic. Când nimeresc cu 197-90 penetrare, fac bans pe T-44. Dăm în spate să avem tufișul. Și nu ne dăm în spate că toate TD-urile pulii sunt probabil în spatele în afară de T-25, că e partea la altă. Nu, e T-28 acolo, că n-au T-25. Dă-mi pe valoarea, ce faci? Nu ești atent? Ei, să rupe! Ăla nu. Trebuie să mor ăsta ca să nu se ia în gură cu omul. Este treiul aici, mă, boule! Hai de pula mea! Bou! Bou! Așa joci tu cu Easy 3 când ești top tank, te duci în afara bătăliei, nu? Bă, dacă ai putea să te duci în Rusia și bătălia asta s-ar da în Anglia, te duci în Rusia, nu? Hai mai văd și o ceva ăstuia, fac și un pic de damage, fac o pulă, că eu fac bounce cu 190 pe AMX 12T, nu? Pulă fac eu, penetrez. Ăla mă nimerește perfect în turelă și mă penetrează. Că... Sincer, accept să-mi scută. Contra cum mă tot vezi, bă, că e mortă, l-a băgat mi-aș pula în măta de joc. Că cam aș în gura mamei voastre de retardați care s-au făcut spotting-ul ăsta, bă. Da, mă, te vede ăla, o, a murit acum 10 secunde, dar te vede. Că el vede tot, bă, că echipajul ăla, v-am mai spus eu, ăla, după, fiind echipaj de World of Tanks, ăla când... Când moare, să are timp, când explodează tankul, are timp să dea jos frumos, să ia radio și după aia să stea pe lângă tankul jumătate de oră să raporteze poziția lor care l-au omorât sau care au tras în el. Mereci, bă, ceva tu, nu puli.
Hai, hai, te vedem pe lângă. Aaaa, de cura mea, am nimerit ceva, băi. Deci, e de mirare că mi se fute rația? Nu. Am dus prea în spate, dar... Măcar muniție avem. Băgată, mori scutul! Scout, T-44-ul nostru că... Sunt trei, eu, bă! El e pita, mă, el e pita, nu știi, moră pe capăt în oraș, că nu știi, cu nepți. Da, el stă pe margine. Da? Pare corect. Trebuie ceva, mine e un King Tiger, parcă, nu? Să-mi fută tun. Dar n-au King Tiger, ce pula mea trase mine atunci? Băi! Săgeată în sus, în sus. Borș? Văd borșul? Nu văd borșul. Poate văd borșul. Da, pula. Mai după de al. Ei, bine, luăm de... Premtardul. Venea Premtardul. Hai să vedem cum ratează ăștia, nu se stau să facă niciun pic de damage. Să expun la borșul ăla lateral, nu? Cum ar cumva, bă? Te mai fă-ți, bă, mult! Și așa nu te nimeresc, că turnul meu e... Am pus ăla la un unghi. Under Armour, no crunch, ok, dar noroc că e deștept. Am pus auto. E deștept și ne arată lateralul la turelă. Ok, acum vezi că nu mai e pant acolo, mă. Nu pot face asta, dar... Ma, ce damage am eu? Nu, ar conta. Pe acolo, nu mișca. Crezi că are binoclu? Nu, cred că are spotul. Până dau eu în tine. Și fac bounce pe tine. Vezi, da, mătii de mousepad, cred că mă întorc la ăla. Vreau mousepad, nu era mousepad-ul de vină. Deci, echipa mea am pierdut iar, garantat. E borș în spate, garantat. E bow ăsta în mijloc, garantat. Vine borșul și zboară căpățână acum, garantat. Tunul meu nu-i star să numească nimic dacă nu fac aim ca lumea, garantat. Hai mă, nu puteai să-i zbori oșenile, nu, de ce să-i zbori tu oșenile? Putem să-l ajutăm pe ăla? Poate. Bă, centurion, unde te duci? Știi că are prieten, te bagi așa, ca bău. Să te bagi, nu? Oh, e aproape mor, mă duc eu pe el, acea viață mai tu te omoară tu, până te duci pe el. Hai, te văd. Arată-le, arată-le la toți cât de bun ești tu. Nu? Se vedea ceva, nu? Da, nimeresc eu aia. 100! Ai de pula mea, nici 100 nu penetrez. Că de ce să penetrez 100? Care la lateral. Măcar atât. Ce-a rămas eu cu boi. Ok, băgăm în poziții defensive, probabil o să vină pe noi. Dacă mă duc în față o să mă vadă. După clădirea aia aș vrea să boss în partea altă. Știi ce? Ai fi tu prost, dar... Ești foarte prost. Ideea nu era rea, dar... Na. Borșul. Da? Că borșul e invizibil când se uită la tine. Aaa, acum iese borșul și mă găurește. Fă-te mic, game time, opule! Este 3 cu 0-4 precizie, dă-n mers, mă spulberă, mă nimerește, eu, cu cât ori acum 0-31, stând pe loc, să stau să nimesc un hambar, dar, tot ce bulană unii, îmi bag picioarele. Și lumea vrea competiție la jocul ăsta, bă, cum au zis ăștia de la Extra Credits, dacă e vorba de noroc, nu se face competiție pe eliminare, mă, se face... Ligă, da? Cu sute de bătălii, 1000 de bătălii, ca să vezi acolo, să anuleze, știi, să cadă norocul de partea ta și de partea lor, atât când o cădea norocul, dar până la urmă se anulează, rămâne doar skill-ul, nu că, aha, eliminare! Ești prost! Eliminare când tu dai cu trollul, îl omori pe unul așa, că RNG, da? Da. Oameni proști, oameni proști care pun botul la prostii altora. În fine, nu mai am niciun chef. Așa mi se duce rația. Am pierdut și 0-1 ăla. Că, nu. No. Că,
N-am prins nicio bătălie de meciul, de tirul meu și toți au avut noroc. Zic, ia SU-152 cu trollul, mă penetrează, mă nimerește fără probleme, îmi face full damage, dai și mă nimerește IS-3-ul din mers, că pula mea, dar eu cu ăsta nu sunt ars să nimesc nimic. Da? Cu echipajul bă, full, cu 0.32 precizie, ce să nimeresc eu, bă, ceva? RNG. Noroc. Te pui tu cât de vine vrei, pui tu ținta cât de bine vrei, până la urmă, tot nu depinde de tine, de mine sau de altcineva. Depinde de programul prost, făcut de proștii ăștia de la Wargaming ca să vândă jocul la proști, să pună proștii botul, să scoată căruța de bani proștii și după aia să moare între ei proștii să-l aude, bă, eu sunt cel mai mare prost, am dat 15.000 de euro pe jocul ăsta ca să am eu cel mai mare, cele toate, toate prostiile de tankuri premium, nu am o mână din ele, sunt chiar bune, dar eu le am pe toate. Vai de pula mea, bravo, bă, bă, tu ești prostul proștilor, regele prost, o să-ți facem o coroană pentru tine. În fine, am terminat curentul. Ne vedem data viitoare, nu uitați de like, subscribe și mai departe, mă ajută să-mi găsesc voința de a face dragi popor și prieteni alte videouri de World of Tanks. Că pula mea de prostie asta, dar RNG nu o să mă fac niciodată să fac mai multe videouri. Ne vedem data viitoare, oricare ar fi asta.